Salut și bine am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și se pare că, Mihai, tu unde iarba? Bă, asta e casa mea, asta e super șmecheroasă casa. Am piscina aici cu un colicel, pusă not. Bă, chiar se vede ca și parte unde iarba, Mihai, acum, uite-l. Da. Lol! Și stai un foișor. Am zis să mergem prin zona asta, că e destul de interesantă. Sunt niște locuri, uite, dacă vă uitați în distanță acolo, e și un teren de... Cred că e baseball de sau baseball. Ceva? What the fuck, ce da, mare e? Baseball. Așa seamănă și pe jos mai sunt niște piscine și vrem să le vedem, să vedem cum arată zonele astea de aici. Și pe aia să vedem, poate găsim și niște misiuni interesante să facem. Știu că mai era un... cum se cheamă ăla? Every Bullet Counts, încă una într-o zonă în care n-am făcut. Casa lui Michael n-am fost. În casa lui Michael, da. Așa. Și mai avem, am primit o misiune de la Martin cu... ceva tankuri și astea. Băieți, am mașina jos. Mașina mea? Nu. Stai așa. Te dau afară. Uitați ce mașină am. Trebuie să-l dau afară de mașină. Uitați ce mașină am. E o mașină de familie asta, cu bagaje. E 20. Mergem la mare. Nu știu cum ai, voi ați parcat în față, eu m-am dus în spate. Deci, voi știți că am pe volan scrie ProGen? Da, știu. Pe bune? Da. ProGen. Și nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua în fiecare seară cu câte un episod. Hai să mergem acolo jos, unde văzusem terenul ăla. Ups, nu te-am văzut. Trebuie să vedem pe unde coborăm. Evident că pe aici. Pentru că e GTA. Stai că trebuie să vin la voi, băi. Deci uite, mai sunt și alte piscine prin zonă. Ia uite-l, mă, cum a sărit peste. Uite-mă ce chestie, asta e ideea de nu e renovată. Uite, aici jos e încă un teren de ceva. Ce e asta? Nu știu. Oh what? My god, băieți. A, e tenis, mă! Zici că e un sanatoriu aici. Da, e tenis. Mă duc mai în față. Oh my god, băieți. Ce? Voi sunteți acolo, eu sunt undeva jos. Aici, pe sus, pardon, voi sunteți jos. Păi aici jos. Și e Caterin, că uite, fuge unul pe teren. E de ăla de fugit... După mingi? Nu. Dar ce e locul ăsta? Haha. Interesant, arată. Unde ești, mă? Știi ce mi-aduce aminte asta? Am jucat, când am jucat The Last of Us, era o zonă în care tot așa arăta, identic cu asta. Era identică? Așa mi se pare, nu știu. Uite de asta de VIP, wow, îl bagi aici bățul și sari. Wow. Mamă, frate, dar de ce s-a blocat tot ăsta pe aici? Asta de aici, de trebuie să sari așa. What the fuck? Ce s-a blocat? S-a blocat traficul aici. Hai, vină încoace. Vine acum. Uite o bută de baseball aici. Unde? Vreau eu să-i dau un cablu Max. Nu, e a mea. Da. Unde e? Se respawnează. Uite pe pisica cu bagajele ei pe mașină. Da, băi, pisica merge așa mai încet pentru că mă las aici. Nu mă pisici de mașină. Nu te udă asta, vă, că... Nu te udă? Vreau și eu. Da. Nici pe pantaloni? Știți ce facem? Ne punem aici și facem o cursă așa. Hai. Așa heroică. Usain Bolt style. Uite aici pentru săritura aia de... Lol, fail. Păi trebuie să fugim pe aici, da? Deci ne punem așa, uite de aici se pornește. Fiecare da. Ia câte o linie, da? Fiecare pleacă de la o de-asta, nu? Oh my god! Așa, dacă îmi scot... Oh, mamă, cum să... Oh, mă prinde poliția! Lol. Oh, fuck! Nu! Ah, bă, am pază aici, ia uite! Hai, există pază și de-asta n-am mers... Oh, fuck, mă scuzați, domnul pază! Ai, du-te, PC! Poți să scapi de poliție? Da, sunt pe Lester, nu-i problem. Hai, sună, oricum poliția nu e aici, mai durează până când vine. Dar aș vrea să scap de poliție mai repede ca să putem să facem asta. Da. Hai, ca să răspundă Lester. Fiecare trebuie să plece de la o liniuță asta galbenă, știi, ca să fie fair. Gata, gen, hai. Unul să plece de aici și altul să plece de aici. Așa se face? Da, că practic eu fiind pe partea asta interioară, eu tai un pic din traseu. Ah, ok, fiecare, uite, puneți-vă la... Hai, ce? Tu te pui acolo, pisica acolo. Da. Uite-te, unde-i săgeata galbenă? Unde-i săgeata galbenă? A, lol, păi uite ce... Uite aici, uite-te. Acolo. Cine pisi se uită pe și jos? Și pregătiți să fugi rău. Hai. Și hai, facem. Și vă țineți dunga, da? Hai. Deci o tură, da? Pe control, pe o tură, da? Da. 3, 2, 1 și... Hai. Și țineți-vă banda. Eu îmi țin banda. Ce, pe bune, ce bandă? Nu, rămâne pisica. Nu, că pisica e în sandale. O, nu, mă întrece, Mihai. Nu, dar cum? A, pisica e în sandale, bă, nu pot să... Uite-o pe altul care fuge invers. A, cred că știu de la ce, e de la stețurile mele. Mă întrece, Mihai, nu! Ce fuge?
Fuge! Și pisica ca unde? E că nu mă uit. Spate! Pisica e pe tocuri, nu e fer ce facem. Nu, nu sunt pe tocuri, sunt în sandale. În sandale, mai rău. Mamă, dar chiar gen fug chiar mai repede. Știu. E că nu mă așteptam să fie așa mai diferența. Să al doilea lap. What the fuck? Mai facem. Gata, auzi, uite, de aici trebuie să plecăm de fapt. Cu trei. Aaa, uite-mă de aici. Vrei să mai încercăm o dată? Și uite-mă, ai chestii de aia specială. Da, hai. Era mișto, uite, să poți să apeși E sau F, să se pună în poziția aia. Hai, oricum faza e că tu ai stats-uri mai mari la fugit, știi, și oricum o să mă întregi, da? Eu uite-mă, da? Bă, Mihai, tu dai în pisic. Vreau să dau max. Pleacă. Ia să risă gele. Hai mă să facem, deci. Ne punem, mă pune pe banda 1, la fel, da? Hai. Mă puneți voi pe... Eu sunt pe 3. Ești pe 8, tu poastă. Hai, Vere, faci și tu cu noi? Ia. Hai. Haide, mă, că a luat-o, a trișat. Hai, 3, 2, 5, fugi. Bă, uite pe asta cum alergă, zute. Ia, fugi și asta. Fugi în slow motion. Mihai. Da. Hai voie. Băi, nu fac nimic, gen, chiar îmi țin banda. Păi și eu îmi țin banda și uite, uite ce viteză ai. Usain Bolt scrie pe tine. What the fuck? Bă, știi, pe chest mi-am tatuat The Flash, poate are relevanță. Aaa, asta e, băi, eu cred că asta e. Eu cred că asta e. Ce-am bătrânit Bun, hai să luăm... Aoleu, cine? What the fuck? A venit poliția. Bă, vin oameni, vin oameni. A venit fatal zombie. Dar nu e chiar la fel de fatal pe cum așteptam. Eu am lansatorul pregătit în caz de ceva. Mi-ar plăcea să pleci de aici, omule. Lol, mi-a dărbat așa bat. Oh my god. Asta nu-mi place, el fuge de poliție, cred. A venit să ne viziteze. Și așa. Mi-a distrus ușa. Hai să ieșim de aici. Eu cred că venea după tine pentru că ai de-asta. Am bounty? Da. Păi sunt valoros. Poți să ți-l iau? Poți? Nu știu dacă poți. Ia încerc. Și am mai stăteat cu mașina. Unde ești? You not play fair. Aici. Sunt în fața la biserică, mă rog. Da, dar mi-am scus și eu mașina de acolo. Hai să văd unde e. A, uite pe pisica, dar... A, păi, te-a dat în partea cealaltă. Da, las că am găsit. Ai găsit mașina? Am găsit mașina aia care ai întrebat tu. Ce mașina e? Da, ce mașina e, de îi lipsește bara și... I-am zis eu că o să fie foarte șmecher tunat asta. Ia. Uite asta. Asta? Care e, nu știu care, da. Dar tot nu, deci uite, da, nu pot să iau mașina asta în serios, al pisica. De ce? E mașina de familie, merg la mare. După cine vine poliția? Nu știu. Hai că vă invit în organizație, Securo Serv VIP, Hire Bodyguards, Offer to Friends. Gata? Gata. Poliție. Deodată s-a oprit sirena, gata, nu mai are nicio treabă, știi? Iar, ce? S-a întâmplat ceva? Nu, nu mai știu. Ar fi tare să oprim lângă poliție, să-i batem, să-l luăm mașina. Am făcut asta odată. Nu, că strici mașina, ar fi tare dacă am putea să-l luăm mașina, știi, fără să, ia, fără să o stricăm, fără să o zgâriem deloc. Poți, dar e greuț. Am reușit. Să i faci cumva să iasă din mașină, să nu prea știu. Și abandonează mașina și după aia îl rezolvi. Da, doar așa. Să din fața mea cine e, Mihai? Că da. Nu-i mai văd numele deasupra. Bă, Mihai, bă, ce-ai făcut mai cu numele tău? Știi că gânit-o. Unde? Nu mai văd numele lui Mihai. Bă, face cineva cu iahtul? Sau mi se pare mie? Da, FIB face. FIB, adică. Vreți să-i facem? Da, încercăm? Sau să încercăm, mă, că... E foarte departe. A, mă, că... Ia bazardul. Chiar. Hai peste ei. Hai. Hai, ne bucăm mortul în casă, hai. Vine cineva încoace? Sper că nu. Hai că bazardul e acolo. Unde? Veniți încoace, veniți încoace. Hai că vin. Ne. Trebuie să fuge Mihai repede să-l ia. Da. Bă, Mihai, bă. Îl fură. Da. Fac meseria de hoț. Haide. Hai repede. Gata, mă, hai, dăm drumul, dăm drumul. E mișto că apar așa random misiuni, știi că, da. Nu strică. Ia iurea când te bași să faci piracy prevention și pur și simplu nu vine nimeni la tine, știi? Adică pur și simplu stai acolo. Te simți așa prost, parcă bă, dar nu mă bagă și pe mine nimeni. Adică în principiu e bine că faci bani și experiență, dar totuși misiunea e menită să te atace toată lumea pe server ca să poți să fie distractivă, știi? Altfel, da, și că toată te ignoră total. Te ignoră total pentru că, bine, eu acum am văzut asta, imaginea aia galbenă a iahtului și mi-am dat seama. Dar oamenii care nu știu chestia asta și nu sunt atenți la notificare, nu-și dau seama despre ce e vorba. Give me money, please. Ia uzi, dar ce te crezi la salam? Give me money. Sau valoare pe tine sau ce? Nu, give me money, please. I'm no more. Please. Păi tocmai ai zis că ești. Du-te-n pisici. Eu să mă arunc aici.
și eu. În apă? Am murit. Și eu. M-am învârtit, așa n-am apucat să mai apus pe... Nu, no, că eram prea jos. Ne dă pe plajă, cred, da, și avem elicoptere aici. Mă duc să-mi iau jet-ul. Așa, pentru că vă era dor să fac așa. Da, mă, să văd, că eu îi văd, îi sniperez de aici dacă e. Dar nu-i văd, unde sunt. A, nu, e ăla, mă, e altul. What the fuck? Oh, e ăla din partea. E ăla la alt, da. Ele capturez iaftul. Pe bune? Da. Oh, Mihai, dă și mie bani. Sniperiți. Ce sniperiți? No, mamă. Hai că venim și noi. Da, dar ne-a dat departe, mă, ne-a dat departe de... Da, i-a murit fix pe iaht și m-a și dat afară. Ne-a dat în partea cealaltă de... M-a dat pe plajă. Da, dar departe... Ia mă, trage mă. Vin cu elicopterul, să vreau să... Vino. Dacă eu reușesc. Sunt la ei, ia uite. Trag cu rachetele ăștia. Da, trag după mine, dar nu nimeresc. Așa e când ești câș. Bă, dar e unul singur sau mi se pare mie? Bă, dacă unul e unul AFK, singur... Da. Voi unde sunteți? Eu acum mă urc la ei pe ea. Aia ești și pisica? Vezi că e acolo. Am văzut. Hai că vin și eu. Dă-i. L-am omorât? Mm-hmm, am murit și eu, dar l-am omorât, așa că duceți-vă repede. Sunt... Ah, s-a urcat. Am aterizat pe ea, chiar. E și un elicopter acolo, nu știu cui e. Du-te! Ha, l-am omorât, băieți! Hai, veniți! Hai, încerc, dar mai e unul care, uite, se dă cu parașuta și nu e de-a nostru. Trebuie omorât și ăla. Am pus... Hai că arunc niște proximity mines. Uite, grijă să nu dai în mine. A, vedeți că a venit ăla, se întoarce. S-a declanșat proximity mine-ul și m-a omorât pe mine, nu pot să cred. Am vrut să pun un proximity mine la picioare. Hai să vedem dacă... Bă, sunt așa stresată în acest moment, băieți. Hai, de ce? Nu trebuie. Vreau să câștig, eu sunt o luptătoare. E greu. Știi, că stai foarte mult acolo. Un singur. Okay, cât trebuie să stai? Da? Cât trebuie să stai acolo? Aproximativ 30 de secunde, 35. Ok, nu cred. Parcă erau 10 secunde. Nu sunt, am stat eu vreo 6 și mai avea bara. Ah. Oh my god. Hai că-i rup ăștia. Bunii. Fail. Îmi place să câștig. Hai că aproape am capturat. Asta este... Aproape am capturat, dacă... Ajung și eu imediat. Sunt o mare. Trebuie să stăm de pază. L-am capturat! Oh my god! Oh my god, pentru prima oară prima dată l-am capturat iactul, what the fuck? Bravo, ce Caterinca. Feriți-o, ce cuști. Ne-a dat 1000? Da, și mie tot. 18.500 mi-a dat. I-a dat lumea. Băi, ești nebun, l-am capturat iahtul. Și suntem ăștia. Și nu vine să cred, e prima dată când fac chestia asta. Da, mă mir că am reușit. Că și eu de obicei vreau să-i fur și eu lui ăsta un elicopter. M-a omorât acum, da. Păi nu pe acolo. Mai jos cu un etaj ca să ajungi în față. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult faptul că l-am luat iahtul. Adică sunt mândru de mine. Da, trebuie. Așa, hai că, bună. Hai că mă urc pe stradă să vedem dacă găsesc vreo mașină ceva. Eu aș fi vrut să pilotez, dar pana mea, nu am... Au scos elicopterele acum, dar pot să scot bază. Da, au dispărut toate. Da, a dispărut și ăla, ce-a făcut? A ieșit? Cred că a ieșit omul, știi, adică... Da, știi care-i faza? Deci m-am urcat acolo la ei. Sit down, nu am scos lansatorul. Bă, și le-am dat instant. Una după alta, rachete, și n-au avut șansă, frate, să facă nimic. Ce l-am omorât pe un... Merită. De două ori le-am dat rachete, ei veneau cu armele, știi, și n-au avut... Iată, bă, câte de-astea... Păi nu prea ai răspuns la ghiu. Sunt fetele nopții aici. Ce? Fetele nopții. Ia uite. Bă, vreau să mă... Bă, stai când ești... O iau pe asta în mașină. Stai că a dat Mihai o misiune. Ia că am luat-o pe una aici, în mașină. Max, lasă femeile. Ba, păi dar nu pot, frate. Bă, nu merge să mai mă urc în nimica pentru că ăsta a ieșit. Și Max e cu fetele și eu nu pot să fac nimic. Oh my god, Max. Unde ești? Am zis că vreau să-ți dau o ciocolată. Tu m-ai lăsat în apă și te distrezi cu fetele. Dar unde ești? Că nu știu. În apă, unde e iahtul ăsta. Păi dă skill. Dă join la misiune. Ah, fuck. Ce așa greu să dai kill, pe bune? Da, bravo, tu te distrezi cu fetele. Ai intrat în misiune. Intră în misiunea lui Mihai. A dat Mihai în misiune? Nu știu. Da, misiune. Nu mi-a apărut. Mihai, te-ai... Erai atent la femei, nebunule. Și
Ai vrut Bullet Counts 1 pe ăsta? Da, nu l-am făcut. L-am făcut, cred că l-am făcut singur sau ceva. L-am făcut singur probabil, dar eu nu l-am făcut. Da, pe video nu mi-aduc aminte să-l fi filmat. Nu, în casă l-am filmat de curiozitate, că nu știam ce e. Ia să vedem. Mai așteptăm să intre lumea sau... Păi n-ai cum. Da. Ai nevoie de 4 playeri. Hai să vorbim despre... Deci n-ai cum altfel. Mamă, cum a câștigat Max? Bă, nici mie nu-mi vine să cred în principiu, pentru că asta e faza, până acum n-am mai avut posibilitatea să capturăm iactul. Mie, cel puțin, mi se părea imposibil. Ziceam, bă, nu cred că au făcut misiunea asta suficient de... Adică să fie posibil să o, să o facă, să captureze iactul. Știi și cineva? Câte, și câte ai stat? Câte secunde ai stat? Bă, nu știu, i-am omorât de 2 ori, practic. Adică cât durează să se respawneze ei. Așa. Înțelegi? Și pe aia, pac, am murit încă o dată. Da. Și aia e, și-am capturat. Nu știu exact câte secunde, uite, dacă vă uitați pe video ăsta, puteți să ne spuneți, noi să ne spuneți câte voi câte secunde am stat să capturăm, ca să știm pe viitor câte secunde avem pentru a captura un iaht. Mm. Dar nu cred că au fost mai mult de 10, nu cred. Mm. Păi și care e faza? Faza era că Mihai era acolo, l-a capturat, ăla... A revenit, l-am omorât, eu nu știu ce, și pe aia a venit și ne-a omorât din nou. Deci da. Au trecut 10 secunde de mult. Bă, sper să vii între cineva, dacă nu, nu știu, eventual o să ieșim și facem altceva, că n-ai ce să faci. Mă, că poate intre. Asta e faza, cu misiunea asta trebuie să ai pată să-ți intre cineva. Dacă poți să stai o oră aici să nu intre nimeni. A, uite că ai invitat oameni diferiți. Da, da. Jocul invită și pe aia, dacă nu accept într-o perioadă de timp, invită pe altcineva și tot așa. E destul de inteligent făcut. Păi dacă altfel să tăi, să cauți așa oameni la nesfârșit. Da. Câte... Mă, să sperăm. Nu știu, 30 de secunde cam așa și cred că... Înțeleg, de ce nu ne lasă să jucăm doar noi? Adică, mă gândesc că se poate și în 3, de ce ai nevoie de 4 neapărat? Slasherul te lasă să joci în cât vrei. Adică asta nu înțeleg. Deci, dacă... Uite că a intrat slavă Domnului. Ce? Da. Aole, vă rog. Dar ăștia mici intră, vezi, pe misiunile astea? Da, că nu știe ce e misiunea și când descoperă nu o să mai ajungi niciodată. Da, știu. Misiunile astea sunt tari, nu știu, de vreo că am ții mișto. Am jucat cu alții. Și? Și nu mai e? Mamă, dar durează ceva join-ul ăla. Așteptăm. Capturează-l, capturează-l. Ah, dă-i. Așa, lor, bine îmbrăcat. Dă-i. Nu știu, nu văd cum. Are colanți hentai, bruză roz, are masă pe față, negru cu alb. Nu pot să-mi dau seama. Are bustieră, deci da, e fată. E fată. Da. Așa, hai să vedem ce... Schimbă-mă, că eu nu vreau să fiu mai mult. Uite, nu vreau. Pisică iară. Da, nu. Nu, schimbă. Nici asta, că nu-mi plac. Schimbă-le. Eu vreau să fiu urs, las așa. Nu poți să alegi. Hai, lasă așa. Păcate, poți să alegi decât outfits. Vreau urs. Dă-i drum. Eu sunt ready to play. Și eu sunt ready... Ăsta cred că e fată, dar nu prea are să... Toată lumea e ready, mai puțin pisica. Pisica nu e ready. Oh, scuze-mă, mă uitam și eu la aia cum e îmbrăcată, dar n-are să nimpana mea. Ah, sunt urs. Sunt vultul. Îmi place să fiu urs. O să vă rup, băieți, eu sunt lupul. Să câștige pisica. Ah, dar ne dă afară sau scufița ce? Scufița roșie. Poți să intri în casă? Da, sunt în casă. Oh my god. Scufița roșie. Vă dau mașina aici, pot să o iau? Ia, check. No, e închisă. Fuck, să-mi bag piciorul în tine, Mihai! M-am omor, Mihai! L-am omor pe Sam ăla. Nici la bine n-am ieșit, că și m-a și omorât. Ăsta e Max. Ăsta e... Se uite. A, uite-l, așa, blănos. A, nu, ăsta nu-i Max, ăsta e Mihai. Ăsta e blănosul ăsta la mine. M-a speriat unde e. Bă, dar de ce e întuneric la tine acolo, frate? Prinde-mă lumina. Mihai, de ce tragi? Nu trage, Mihai! E de ce frunze? Că nu-mi dau seama. Dă-i mai angloanțe. Oh my god. Auzi, dar e prima oară când trag cu armoară, mă fură gloanțe și nu mi-a pus toporul în mână automat. Oh my god. Și trăgeam în tine și nu înțelegeam de ce nu se întâmplă nimic. Și da, eu nu mai știam exact. Eu nu mai știam exact dacă aveam gloanțe sau nu, dar... Nu mai știu ce ai făcut, sincer. Oricum, am scos toporul și i-am dat în picior. În picior, dacă săream, ce gază ca să scoți și eu toporul. Dacă săreai un pic mai devreme, scăpai, că era o balustradă de aia. Da, eram și cu meniu de rotiță deschis, să selectez toporul, știi? N-aveam șansă să te prind la faza aia, dar... Da, e ok.
Să ne mai recomandați în comentarii alte misiuni de, pe care le știți voi și pe care vreți să le încercăm în episoadele următoare. Și care vi se par haioase așa. Da, ca să tot de la voi l-am luat și pe astea. Aha. Idee bună. Cine e ăla? Ho! Nu pot să cred că i-a ratat. Bă, pe Max Meleu ratez cumva. Am omorât, bă, toată lumea e aici. E așa de mică harta asta încât... Da. Nu! Yes! Eu nici nu pot să mai realizez. Pe mine mă dă afară când ajung în casă, deja voi sunteți în casă. Băi, și... asta e așa mică. Ce v-am făcut? Ăsta ai luat un pumn în față, numai să iați un topor. Toate glațele le-am rătat în schimb. Deci fiți atenți la faza asta. Deci am intrat în casă și erați toți trei față în față. Deci toți erați acolo. N-am mai realizat că n-am apucat. Mi-a zis să nu mai intrați în casă. Da. E moarte curat acolo. Mamă, dar cum a fost? A fost scurt, dar a luat 5 secunde. Runde de astea n-am mai avut până acum. Chiar e prima oară când murim toți sub 10 secunde. Max a murit o pisică, eu i-am dat lui Max un topor. Păi m-am întâlnit cu ala pescă. Știi, pur și simplu am zis, bă, asta e cea mai apropiată țintă pe asta, mă duc, știi? Păi da. Trebuie să câștigi și pisica, că n-am... Mă, tu ai câștigat data trecută, ce mai zici? Ei, da, și ce dacă vreau să mai câștig în pana mea pisici. Oh my god, ce cameră. Gata, aici stau. Nu mă găsește nimeni. Și eu aici stau. Na 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 na. E pisica. Nu se poate ști acolo. O să mă opresc pentru că stau pe loc, dar vă aștept. Care aveți curaj? No. Fuck! Ce s-a întâmplat? Run away! Mama, m-am scârnat de tine. Am ascuns și pe urmă vine și aleargă așa și îmi dă un topor și moarte direct. Hai, ai curaj? Nu știu dacă am gluențe. Ai curaj? Eu zic că n-ai. Văd vaca, mă duc pe vacă. Hei, vacă! Vacă! Nu! Nu! Dai, Max! Nu! Yes! Am poate! Poate și ceva! V-am mâncat lupul de trei, Mamă, frate, nu se poate. Iată-mă, câștigam Mihai. Bă, deci mă încărcam și am zis clar, când vine Mihai... Ai văzut că durează încărcatul? Da, eu vreau să dau cu pistolul în tine, știi, dacă îți încarci și nu mai merge să dai. Știu. Nu, trebuie să schimb. Lupul cu degetul în gaură. Știe lupul, e... Uite, se potrivește costumul meu cu... Am văzut. Masca e... e bine. Hai să vedem ce altceva ne dă. Ăla văd că nu dă. Te-am zis, o să joci odată și nu o să-i placă, că așa la bătaie. Hai să vedem ce alte misiune dă, că îți mai dă chestii random acum. Da. Hai să vedem ce altceva primim. Every bullet counts. Running back. Poate. Ce e asta? Vreți să facem un running back de asta? Da, care din ele? Luăm pe unul, pe primul? Bun, să vedem. Abar n-am, nu știu dacă o să fie mișto sau nu, dar încercăm. Până la urmă sunt o... E offense defense, Cicla. O tonă, bă, Max, trebuie să facem un tricou cu o tonă, bă. Prima așa cu tona, că de nu, sunt două chestii, o tonă avem. Sunt chestii pe care le zici, deși știu și să le zici când zic. Un pic de shotgun. Eu ce zic când vreau să zic că ceva-i foarte mult, zic o tonă, știi? Da. Vreau să zic că a durat foarte mult, zic că a durat 7 ani. Știi chestiile astea, știi? Mamă, că durează genul ăla. Hai, dă-i start. I-am dat. Nu știu cum o să fie. Offense defense din ce am citit, tot așa cu mașini. Da, ne împușcăm între noi? Uite ce fel de mașini sunt. No. Mașina lui pisica, de mai devreme, cu bagajele și... Noi suntem pe defense. Aha, deci fii atent. Eu cu pisica sunt pe defense. Așa. Ăla e offense, adică el trebuie să atace și tu ești runner-ul. Eu trebuie să fug, adică. Da, și noi trebuie să te protejăm de el. Bine. Și cu arme. Da, am nevoie de un player în plus și să știi că ăla a ieșit. Ba nu, s-a băgat cu tine. Nu, s-a băgat cu tine și trebuie să mă bag eu la offense. What? Defense requires two players. Nu, runner e over limit, deci eu să mă bag eu la defense și... Trebuie să se pună la defense. Așa. Ia, și am ieșit ăla de acolo, uite-te la el. Fii atent, deci schimbă echipa, prostește. Bă. Vezi? Observi că ai ieșit de acolo? Gata, l-am rezolvat eu. Sunt eu runner-ul. Înțeleg de ce s-o schimba omul. Nu știu. Cred că nu vrea să joace singur, săracul. Da, dar n-ai, uite, jucam eu singur, nu era nicio problemă, dar... Oh, suntem cu buggy, oh my god! Ce sunt astea? Da. Running back. Și noi ce trebuie să facem? Să îl protejăm pe, nu știu, pe care din... Cu ăsta? Sau Mihai? Vai, ce mașină am.
Bă, ce mișto sunt astea, vreau și una de-asta. Am avut de-asta, sunt super, da. Deci eu sunt, runner-ul. Eu trebuie să ajung la end zone. N-am. Ăsta cine e, mă? Bă, stai mă puțin, pe cine, ce eu fac? Eu trebuie să fac ce, că îl văd pe, cu roșu pe ăsta. Deci noi trebuie să nu-l lăsăm să treacă și tu trebuie să-l ajut sau ce? Pe cine trebuie să ajut? Nu știu, abar n-am. Uite, ce a fost asta? Deci noi trebuie să-l blocăm. Voi trebuie să-l blocăm în zona asta pe pod. Voi trebuie să mă blocați să nu ajung acolo. Ăla trebuie să mă protejeze pe mine și eu, doar eu trebuie să ajung acolo. Deci mașina mică trebuie să ajung acolo. Da, zona e foarte mică. Da. E doar podul ăsta. Îți dai seama, ai văzut și mașina, jucați ping-pong cu mine. Jucați fotbal cu mine. Aia e șmecheră ideea. Dacă știam și eu din prima ce trebuia făcut, era mai bine, da, așa? Aveam un dubiu. Nu știam pe cine trebuie să protejezi. Nici nu știam cine și cine, adică... Ți-ai zis, eu sunt target. Mereu. Deci pe tine trebuie să te opresc. Da. Hai, Mihai! Ăla trebuie să mă ajute pe mine. Dacă mai pornește după loading. Și ăla trebuie să te ajute pe tine și până la urmă, cine trebuie să câștige și noi? Eu. Parcă vezi că stăm 7 ani în loading. Și ne scoate în free roam. Oh my god. Ne bagă single player. Haide. Hai, începem. Azi? S-a schimbat camera și tot loading. Hapciu. Eu cred că a ieșit ăla, nu știu de ce am impresia asta. Acum single player. Nu, uite că se încarcă. A, se încarcă, mă. Stai mă că merge mai greu GTA-ul ăsta. Mă, m-a dat pe mine ăla care fuge. Și pe mine, eu sunt aia albastră. Da, trebuie să protejezi. Suntem noi acum. Eu trebuie să te protejez. A durat atât de mult să schimbe echipele, glumești? Posibil. Mamă, deci mașina asta, da, trebuie să mă protejez, să nu mă arunce de minut. Sunt doi, frate, eu sunt singur. E simplu. E simplu easy. Dacă nu te blochează ea. Easy GG. Ce, Caterina? Aha, și acum voi din nou. Da, chiar și ocoră în loc. Pentru că... Sper să nu mai dureze la fel de mult. Da, că faze că schimbă echipele și de-aia durează atâta. Nu mi se pare un lucru normal, chiar dacă schimbă echipele. Pentru o rundă de un minut să stai 5 minute la loading. Haide, și acum suntem noi ăia care suntem răi. Eu cu Max. Suntem răi. Este un NPC în spatele nostru. Lol. Se face la ce? What the fuck? Hai mă, e ajutare. Din nou. Trebuie să-l blocăm, hai să-l blocăm. Din nou, eu sunt runner-ul. Nu vei reuși. Nu-mi pas. Stai așa. Ia uite cum face ăla în fața lui. Băi, ești nu de bun. A luat o mașină din trafic, frate. L-a luat NPC-ul, e de fapt. Bine. Da. Hai, gata. Shaorma. A, deci asta, acum am prins de ce e pe pod. Dacă părăsești podul, explodează mașina instant. Deci genială ideea. Oh my god. Genială ideea. Deci e și gândit sistemul, gen mașina și se știe că dacă o lovești că sare așa, știi, adică e ușor de ridicat. Deci prea Caterinca misiunea asta. Sper să vă placă și vouă și poate o mai facem. Să ne spuneți în comentarii care sunt preferatele voastre. Oameni, ferește. Cum mai se uită așa, știi, adică ți-ai luat zborul. Un pic așa. Un pic. Doamne. Și mașina accelerează greu, virează greu. Da, da, e mic. Aia mică e complicat rău de tot. Doar, deci dacă te lovește, n-ai șanse. Da. Dacă eviți tot, da. Dacă reușești să eviți, gata, ai câștigat. Dacă nu, uite, acum atacăm noi. Dă pe mine acum. Round 4. Câte runde sunt oare? Tot așa trebuie să câștigi, gen... Da. Două runde sau trei runde, câte? Cred că da. Ce Caterinca țeava aia în spate? Bă, da, cât de greu pornește mașina asta de pe loc. Pisica trebuie să intre în ei. Uite așa. Ce se face? Du-te. Gata, bun. Sunt la remiză cu Max, aparent. Că avem ce, doi. Ba nu, am una. Nu, am câștigat eu, cred că. Am câștigat două și adică una. Adică de fapt, echipa noastră. Bă, dar ce norocos a fost Max astăzi, nu vine să cred. Da. Cel mai. A, și iahtul, și... Da, azi a fost ea, aici a câștigat. Și ăla... Bun. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! La revedere!